După acest sezon eu n-am să mă mai uit la sezonul 3 din Snow Piercer, vă zic de pe acum. Salut lume, eu sunt Neviș mi-am la un nou clip de pe acest canal, de data aceasta vorbim despre sezonul 2 din Snow Piercer, ce s-a terminat săptămâna aceasta, mai exact marți au apărut ultimele două episoade. O să las un card cu recenzia a sezonul 1 și hai să-i dăm cu intro și să vorbim despre acest sezon 2. Care este povestea Snow Piercer, sezonul 2? În primul rând, spoilere în caz că n-ați văzut primul sezon. Se întoarce Wilford, creatorul acestui Snow Piercer, și era de așteptat dacă cumva ați văzut și filmul din 2013 cu Chris Evans și Ed Harris. Se întoarce Wilford și vrea să. Devină iar liderul acestui Snowpiercer. Pentru că mai nou, la sfârșitul sezonului 1, a devenit Leighton, acest lider. Melanie are și ea niște controverse în sezonul acesta pentru că alături de Wilford se află fetița ei și o să intervină câteva conflicte legate de treaba aceasta. Pentru că ea e cu Wilford, Melanie nu suportă pe Wilford și cumva fetița asta este prinsă la mijloc și mai avem și câteva mici povești secundare cu personajele secundare. Și, pe scurt, cam acesta, după cum ați văzut.

este destul de clar cam care este treaba cu acest sezon, este conflictul dintre Layton și Wilford. Nu trebuie să știți mai multe de atât, dar hai să vedem, a fost sau nu mai bun decât primul sezon? Iar din punctul meu de vedere, nu a fost mai bun și mă așteptam să fie mai bun pentru că l-au introdus pe Wilford, care în filmul acela și by the way, o să vă încurajez dacă n-ați văzut Snowpiercer, și ideea vă tentează, uitați-vă la film și o să fiți mulțumiți de chestia asta. Mai ales că au apărut tot felul de știri cum că Snowpiercer filmul are acțiunea cu 7 în urmă, serialul cu 15 ani în urmă, când de fapt ele sunt o, cu totul. când de fapt ele sunt două lucruri paralele. Dar la ce mă așteptam, în primul rând? De ce aveam eu speranțe să fie mai bun decât sezonul 2? În primul rând, prin simplul fapt că îl introduc pe Wilford, care cel puțin personajul a fost conturat mișto, dar pe partea de structură mi s-a părut destul de greoi de urmărit. Mi-a mi fost destul de greu să-l văd. Adică a fost pentru mine genul de serial la care dacă cumva se adună mai multe episoade, nu văd săptămână de săptămână ca așa a apărut pe Netflix, eu nu, nu cred că am să mă mai uit și am să uit de el. Și cumva dacă mi-am nu o să mai am interes. Și a fost destul de chinuitor pentru mine să mă uit episod de episod pentru că, ok, hai, conflictul cu Will for toată faza asta a fost destul de ok, dar poveștile secundare cu personaje secundare puteau mai bine să nu existe și să facă din sezonul ăsta un sezon scurt de 6 episoade și ar fi fost mult mai bine pentru că ok avem niște povești secundare destul de ok doar foarte puține și alea care nu sunt ok mai bine nu existau. Din punctul meu de vedere nici nu au avut un impact poveștile astea secundare pentru că asta ar fi fost mișto dacă tot introduci și alte side story-uri în acel tren hai cumva să le conectezi, să aibă un impact pentru povestea principală cu ce o să se întâmple și o să vedeți cum mai intervin anumite chestii cum că s-ar putea ca planeta să fie iar locuibilă, descoperă niște zone Melanie începe să cerceteze adică era un potențial să fie chiar un sezon mai bun decât primul sezon. Primul sezon măcar a avut impactul acesta de serial cu o idee foarte mișto, nu au zise foarte multă lume de ideea asta și foarte multă lume sper eu și zic eu că au văzut filmul. Dar din nou, pe parte de structură, extrem de lent și nu este lentul ăla mișto în care să primești un dialog interesant sau o construcție de personaje mișto, nu. E lent de dragul de a se ajunge la 10 episoade, așa că pe parte de scenariu și structură narrativă stă destul de rău. Acum pe parte de actorie nu pot să mă plâng pentru că am văzut cum stă treaba în primul sezon și n-am avut așteptări foarte mari. În schimb pot să zic că actorul care joacă pe Wilford chiar a fost interesant, chiar da, într-adevăr, Ed Harris a avut în film o prezență destul de mică pe la final, dar acesta având și mai multă prezență și pare și un fel de sociopat și are și câteva chestii ale lui extrem de dubioase, pot să zic că a fost cât de cât interesant și momentele cu el pe ecran, măcar alea au fost interesante și și alea cu Leighton, în care și el se împarte în o mie de chestii, mai trebuie să ajute și pe ăla și pe ăla, lasă-l, Pune-l pe Leighton în fața lui Wilford și lasă-i pe ei să se confrunte. Iar pe partea de cinematografie și de muzică pot să zic cel puțin pe partea de cinematografie care arată exact la fel ca și primul sezon. Mi se pare că totuși a avut, cred, nu știu sigur, dar din cum a arătat parcă a avut un buget puțin mai bun și pe partea de efecte, adică am fost total surprins. La un moment dat am primit un wide shot din exteriorul trenului care arăta al naibii de mișto undeva prin episodul 8, dacă nu mă înșel, dar pe partea de muzică iarăși nimic, cum să zic eu, nimic răsunător, nimic care să-ți rămână în cap și chestia asta mă deranjează pentru că cumva tot văzând producții am observat că muzica poate să schimbe cu totul tonul filmului și să-i crească nota în ochii mei și chiar să fie partea producției, nu doar să fie acolo pentru că ne trebuia niște muzică. Și ghiciți ce au făcut bolangii, credeți că după cum s-a terminat primul sezon cu un cliffhanger, sezonul acesta nu s-a terminat la fel? Pa da. Am să mă mai uit? Nu cred, pentru că pur și simplu, potențialul cel mai mare a fost în sezonul 2, a, au încercat să le exploateze cum au putut și ei, dar tot nu a fost suficient, cel puțin pentru mine. Acum aștept și părerea voastră în secțiunea de comentarii să-mi spuneți dacă voi ați văzut nou Piercer ori filmul lor, serialul, chiar sunt foarte curios. Iar dacă ar fi să-i dau o notă, cu siguranță ar fi undeva pe la un 6. Nu este o producție pe care merită să o vezi la modul cum o uit eu în momentul de față la The Wire. Adică uitați-vă la The Wire. Și uitați-vă și la Sopranos, încă nu l-am văzut, dar urmează după ce termin The Wire să mă uit și la Sopranos. Uitați-vă la seria aceea le găsiți pe HBO GO și vă asigur că o să aveți o, o, satisfacție mult mai mare. Așa că înainte de încheiere nu uitați de like, share și subscribe, un subscribe și pe canalul de Boi și dacă vreți să susțineți canalul prin orice formă o puteți face oricând prin butonul de join pentru o donație minimă de 4 lei și o să vă răpesc încă câteva secunde pentru că vreau să le mulțumesc lui Daniel Barbu și Alex Bogici că au devenit membri și vă aștept evident și pe serverul de Discord pentru că o să se întâmple chestii. Deci eu am fost Nevi și ne revedem când ne-om revedea. Pa!